Salutări, prieteni! Discuții interesante pe marginea lui Ianis Hagi. Pare subiectul principal după dubla asta a echipei naționale și un dialog de la distanță între Gică Hagi și Edi Iordănescu, în care unul îi reproșează voalat selecționerului că Ianis a fost singurul dintre jucători, dintre cei cu puține minute, pentru că o să discutăm în emisiunea asta despre cei cu puține minute, printre altele, că a fost singurul care nu a fost titularizat într-una dintre cele două partide, în timp ce răspunsul lui Edi Iordănescu este: mă interesează ce spune antrenorul Hagi, mă interesează ce spune fostul mare jucător Hagi, dar nu mă interesează ce spune părintele Gică Hagi și niciun alt părinte, pentru că ar însemna să nebunesc din postura asta de selecționer. E dezbătut subiectul, mai ales că nu este prima, dacă vreți, contră dintre Hagi pe de-o parte și Edi Iordănescu. Știm bine, Edi Iordănescu la un moment dat a refuzat și cred că cam pe tot parcursul sezonului a făcut-o. A refuzat să meargă la tribuna oficială a stadionului din Ovidiu, a luat loc la un moment dat la o altă tribună. Adică există acolo în continuare ceva între cei doi, o să căutăm să lămurim situația. Astăzi a vorbit pentru prima oară și Borza, după celebrul incident de după meciul cu Iași, când a plecat în oraș împreună cu Albu la o discotecă. Știți bine, au apărut poze, Borza de atunci nu a mai apărut în echipă, Bădescu i-a luat locul și tot mai multă lume vorbește despre el ca viitorul under al Rapidului, constant, până la sfârșitul sezonului. O să vedeți ce mesaje a transmis lui Edi Iordănescu Borza. Discutăm în continuare și de, pentru că avem și reacții de la Arad. Mircea Rednic a vorbit despre suspendarea asta de patru etape, mă rog, patru meciuri fără spectatori, pe care au suferit-o cei de la Dinamo și cei de la UTA după verdictul Comisiei de Disciplină de ieri. Și Sandro Tonali este neverosimil, realmente, după ce a fost deja suspendat de către Federația Italiană de Fotbal 10 luni pentru că a pariat, a fost din nou prins parind. Este incredibil, de data asta de către englezi, și care urmează să stabilească o nouă pedeapsă și să se vadă dacă e în lunile alea de suspendare deja, dacă îi se va adăuga la suspendare. Cert este că avem de a face cu un caz foarte, aș spune, dramatic, pentru că pare a fi o adicție aici și nu mai discutăm deja despre, cum să spun, pur și simplu un om care, nu știu, pune două bilete și după aia își vede liniștit de viață. Viorel Moldovan, Andrei Vochin, salut, mă bucur că salut. Suntem împreună. Salutare. Bine ai revenit, Andrei. Bine. După Irlanda, mă rog, Irlanda a fost aici, Spania și așa mai departe. Aș începe cu subiectul ăsta, cu Ianis Hagi, deși evident că nu doar asta se extrage din meciul național, din meciurile naționale, și o să ducem discuția mai departe, dar când Hagi zice, dom'le, nu sunt deranjat, sunt surprins, da, de ce s-a întâmplat, din jucătorii care au jucat mai puțin, a fost singurul care nu a jucat titular. E un da, un foarte da, e singurul care nu a jucat titular, jucătorul decisiv din 2021. E o temă și asta e de reflectat. Iar Edi Iordănescu îi răspunde: sunt foarte interesat de ce spune fostul mare fotbalist Hagi, sunt la fel de interesat de ceea ce zice actualul antrenor Hagi, nu sunt deloc interesat de ce spune părintele Gică Hagi. Dacă mă apuc să ascult părerile tuturor părinților fotbaliștilor de național, aș avea parte de mult stres și puțină obiectivitate. Cum vezi? E părintele Hagi care vorbește aici și cere ca fiul său să fie titular la național? Și până la urmă, de ce crezi tu că ai fost acolo și ai purtat discuții cu Edi Iordănescu? De ce până la urmă Ianis a fost singurul dintre ăștia cu minute puține care nu a jucat, cum spune Hagi? Dacă e obiectivă remarca. Da, nu știu, declarația pe care ai citit-o la Edi, declarația lui a făcut-o în spate. Edi, înțeleg că a transmis asta către Digi, că ar fi transmis acest mesaj. Da, pentru că eu n-am auzit. Nu, deci nu a fost pe microfon dată. Da? Da, da, da. Deci este o declarație pe care ar fi făcut-o la Digi. Da, nu știu, atunci n-am să mă refer prea mult la ea, pentru că atâta vreme cât nu e spus, nu l-am auzit eu spunând chestia asta, n-aș vrea să comentez. Dincolo de chestiunea asta, există poate această realitate că dintre jucătorii care nu joacă
n-ar fi fost niciodată titular, nu? Asta este declarația lui Gică Hagi. Dacă dintre cei care aveau puține minute jucate în ultima vreme, noi avem și o statistică. Minute, nu că nu joacă. Până acum o săptămână nu înțelegeam noi, adică nu înțelegeați voi ziariștii că Iannis joacă și are minute foarte multe. Acum a spus că nu are minute. Adică, nu, a fost declarația așa. Cu o săptămână era o dezbatere lansată tot de Gică Hagi pe tema că Iannis de fapt are minute. Nu că nu are minute. Deci să vedem unde îl încadrăm. Da? Mă rog. Tot din partea părintelui vine și chestia asta, dar acum dacă este să facem... Tu zici că are sau n-are minute? Eu zic că n-are minute câte ar merita să aibă la cum arată el ca fotbalist și de lucrul ăsta nu puteam să ne dăm seama decât jucând în echipa națională. Pentru că, până la urmă, ăsta este adevărul. Că n-a fost folosit niciodată titular, cred că Edi în astea două meciuri, cred că Edi a explicat foarte bine contextul și mai mult decât atât, eu aș adăuga, făcând o analiză fără să discut cu Edi, ci doar așa, ca părinte de fete, că jucătorii care au evoluat mai puțin dintre cei care au fost în lotul echipei naționale până acum, sunt, să spunem, Rațiu, da? Un post unde nu sunt variante, pentru că și Mogoș evoluează puțin și Manea evoluează puțin. Da? Deci nu sunt variante pe postul respectiv. La postul de atacant central, nu, că acolo nu-i problemă că nu a evoluat. La ce alt post? Care sunt jucătorii cu minute? La postul de fundaș central, da? La Drăgușin. Din nou, nu sunt foarte multe variante pe postul respectiv. Moldovan ar mai fi, care nu are minute? La Moldovan, iarăși care nu are minute și aici la portar e un caz special totuși, că am avut în istoria naționalei noastre foarte multe situații de genul ăsta. Ultima a fost cea lui Tătărușanu. Practic, el a fost portarul care a apărat în preliminarii și nu cred că sau nu s-a dovedit că în 2-3 luni de neapărat poți să ai o problemă atât de mare. Și Horațiu n-a avut o problemă la meciul ăsta, că cred că nu se poate imputa. Din potrivă, chiar a jucat bine. Noi am făcut să ne înțelegem. Statistica asta noi am făcut-o în săptămâna premergătoare, da, celor două meciuri. Ar mai fi acolo, cred că, și Pușcaș, pe care nu l-am trecut și care nu are foarte multe... Dar el are totuși un volum mai mare față de ce vedem aici. Adică Moldovan, singurul meci al lui Moldovan e la Rapid în 2024. Da? Rațiu are 3 meciuri, 79 de minute, foarte puține. Drăgușin cu un meci întreg la Genoa înainte de transferul la Tottenham, după care restul de minute, scădeți voi 90 de minute, să ajungem la 229. Da, deci Chiricheș... ce vreau să spun, pe Chiricheș nu a păcat deloc. Da. Ceea ce vreau eu să spun este că Iannis Hagi, în structura de lot făcută de Edi, pe sistemul pe care joacă Edi în momentul ăsta, figurează ca aripă dreaptă. Ăsta este postul lui, da? Da. Bun. Acolo, pe postul de aripă dreaptă, ghinionul lui, sau norocul nostru al tuturor și al selecționerului... Deși acum a jucat mai central de data asta. Acum a intrat întâi în stânga, pe urmă a intrat și pe poziție de inter, de număr 8, să spunem. Exact. Dar până acum, în toată campania, el a evoluat acolo. Pe structura asta de echipă și pe structura asta de lot, el este o aripă dreaptă, da? Aici, într-un meci, a fost titular Man, care este jucătorul cu cea mai bună formă demonstrată în momentul ăsta. Și al doilea a fost, pe postul ăla care a început titular, a fost Moruțan, da? Probabil că dacă nu juca Man deloc, tata lui Man venea și ne spunea că nu e normal ca cel mai în formă jucător român la ora actuală, despre care se vorbește de un transfer la Juve sau Milan sau și așa mai departe, să nu fie titular. După cum tatăl lui Moruțan ar fi venit și a spus: dom'le, fiul meu a jucat mai multe minute în campionatul, de ce să nu fie el titular pe postul respectiv? Deci, cred că și din punctul ăsta de vedere, concurența foarte mare pe acea poziție a făcut pe Edi să gândească pentru tot grupul, pentru toată echipa și pentru toată lumea în modul ăsta în care a gândit. Ceea ce este îmbucurător, că toți trei, din punctul meu de vedere, Man, Moruțan, Iannis,
au făcut de meciul ăsta, că am fost ei cam cei mai buni. Man și Ianis venind de pe bancă și Moruțan ca titular, mie din tribună așa și la cât mă pricep eu la fotbal, mi s-a părut că a fost cel mai viu. Cel mai viu din joc. Deci selecționerul se adaptează în funcție de materialul pe care îl are la dispoziție și trebuie să recunoaștem cu totul că lotul nostru are probleme, problemele noastre nu sunt omogene, sunt eterogene. Adică sunt posturi unde e o concurență foarte mare și sunt posturi, cum e cel de fundat stânga, unde sunt foarte, foarte puține variante. Vio, face bine dialogul ăsta de la distanță și care crezi că greșește în dialogul ăsta, dacă crezi că greșește cineva? N-aș vrea să comentez eu cine greșește, cine nu greșește vis-a-vis de acest dialog, dar eu consider că Edi Ordănescu a făcut alegerile corecte vis-a-vis de aceste două jocuri. A încercat să trieze cât mai mult și să oferă spațiu de joc majoritatea jucătorilor. Da, putea foarte bine să înceapă cu Ianis Hagi titular jocul de la Madrid împotriva Columbiei, dar a ales acolo, cum spunea și Andrei, în banda dreaptă, că acolo figurează pe poziție de winger dreapta Ianis. A ales să înceapă cu Moruțan și Moruțan a avut evoluții destul de bune și la echipa de club, plus și în campania de calificări de fiecare dată. Atenție că Moruțan a fost mai mult rezervă, intra de pe bancă, aducea un plus și făcea diferența. Chiar a fost important în anumite jocuri. Bun, această poziție într-adevăr oferă un pic de concurență și nu este ușor, mai ales că l-ai pe Man, cel mai bun jucător în momentul de față, într-o formă deosebită, dar poate fi o soluție pe viitor și clar este o soluție pe viitor, din punctul meu de vedere, Ianis Hagi pentru echipa națională, chiar și atunci când intră de pe bancă. Mi-a plăcut cum a intrat și în jocul împotriva Irlandei de Nord, a fost determinat, a avut inițiativă, a încercat poarta de la distanță, a căutat să joace înspre înainte, la fel a intrat acum împotriva Columbiei, deci, mă rog, se polemizează, zic eu, poate prea mult, uh-huh. Și înțeleg și atitudinea și intenția lui Gică Hagi fiind părinte, dar nu știu dacă este un lucru bun acesta. Oricum, eu îl văd pe Ianis Hagi făcând parte din lotul echipei naționale și chiar îl văd ca un element important al echipei naționale la acest turneu final din Germania. De ce crezi că nu e un lucru bun ce face Gică Hagi? Da, creează așa o presiune care nu cred eu că este benefică, mai mult pe umerii lui Ianis, dar până la urmă, atunci când iubești foarte mult și ca părinte, da, unii părinți au astfel de, eu știu, o astfel de atitudine. Am înțeles. Ianis Hagi, nu știu, s-a purtat vreodată vreun dialog pe tema asta? Cu Ianis, nu știu, între Edi Ordănescu și Ianis Hagi, că până la urmă, știi, avem situația aia de care vorbeam recent cu un antrenor de copii junior din Anglia și spunea că e foarte important în fotbal triunghiul ăsta jucător, părinte, antrenor. Că e cel mai important în fotbal. Ok, evident că acum noi ajungem la... Dar el era un antrenor de 8 ani, de 10 ani. De asta spun. El vorbea de copii de 8-10 ani. Important. S-ar putea ca după 18 ani triunghiul ăla să fie mai important, să dai la o parte părintele și să pui nevasta. Sau prietena, sau partenera. După vârsta de 18 ani devine mult mai important vârful ăla din triunghiul ăsta. Ok, bun. Sau agentul, iarăși s-ar putea să creezi un patrulater acolo, câteodată nevasta e și agent și atunci să revină la triunghi. Deci părintele cam pe la 18 ani ușor, ușor dispare din viața sportivului pentru a face loc noi familia sportivului, adică prietenă, ulterioară, soție și așa mai departe, agentului, și rămâne undeva puțin mai în umbră. Că, na, de asta spun. Dacă nu ești tatăl lui Neymar.
tatălui Neymar e și impresar, și adică are societate. Tatălui Messi e impresar, la fel face lucrurile astea. Ok, mai apare tata lui Deac, de exemplu, că părinții toți simt la fel, adică tata lui Deac apare și la 37 de ani, ai lui Deac apare taicăsu și invocă o problemă. Astea sunt inevitabile pentru că noi toți fiind părinți știm cât de tare suferim în momentul în care ni se pare nouă că odrazla noastră nu este, n-are parte de tot ceea ce merită în funcție de ceea ce realizări profesionale are. De asta este absolut de înțeles, dar problema asta, eu n-am auzit să fie discutată în interiorul lotului, nu pot să știu dacă Edi și Giannis au discutat-o, dar mai degrabă îmi vine să spun că nu. De ce? Pentru că Giannis are o atitudine senzațională la lot și nu de acum, de când îl știu, de la 15 ani, la lotul național. Giannis simte românește, Giannis joacă pentru echipa națională a României cu asemenea pasiune, determinare. E, cred că, unul dintre puținii jucători despre care aș putea să spun că joacă cu iubire de echipa națională. Nu cu că trebuie să aibă cifre pe la națională ca să se transfere. Nu? Adică se simte la Giannis, lucrul ăsta. Deci, nu cred că mai pot avea loc alte tipuri de discuții în momentul în care doi adulți, selecționerul și un bărbat de 26 de ani proaspăt însurat, în momentul ăsta simt, fac și au rezultate împreună la echipa națională. Bun, dar esența discuției este următoarea. Giannis Hagi nu joacă la echipa de club. Anul ăsta joacă foarte puțin. Anul trecut a jucat. Da? E o ciudățenie și asta în sine. Da? Când a venit la început și când avea impresia că are nevoie de acomodare, a jucat, da? Și după aia, pe ce a trecut sezonul, pe atât a jucat mai puțin. Dar, dincolo de asta, evident, el nejucând, apare întrebarea dacă prin ceea ce, prin discursul lui Gică Hagi, lui Giannis, îi cresc șansele și dacă Edi Iordănescu se va simți presat de Gică Hagi să-l ia în lot pe Giannis Hagi la campionatul european. Nu cred, și lucrurile au fost demonstrate. Edi a gândit planul pentru Giannis de foarte mult timp. Și a mai fost și situația când nu a fost chemat la lot, a fost o acțiune, el venea imediat după accidentare și nu a fost chemat la lot și a avut o discuție cu el și i-a spus cum stau lucrurile la momentul respectiv. După care a fost chemat la lot în momentul în care Edi a considerat că lucrurile... Astea nu prea, sincer spun, că așa cum îl cunosc eu pe Edi, nu prea îl ating lucrurile astea, pentru că părerea lui despre Giannis este atât de bine conturată, încât Giannis n-ar avea nevoie de niciun fel de avocat pentru activitatea. Da, dar avea nevoie de meciuri. Și atunci, dacă... Unde? La club, evident. Dacă el nu va juca în continuare la club, se va naște, evident, discuția din partea părinților altor jucători, da? De ce e luat Giannis și nu este luat alt jucător? Pe de altă parte, o altă realitate este că Giannis Hagi, mie mi se pare că la Național a dat un randament foarte bun. Indiferent că a jucat mai mult, mai puțin, inclusiv în meciurile astea, mie mi s-a părut că a intrat foarte bine, în ambele, nu bine, foarte bine. Și cu Irlanda de Nord a fost cel mai viu dintre oamenii care au intrat, iar acum nu mai vorbim, da? Deci el, nejucând, a dat randamentul ăsta. Dar ajung pentru că sunteți amândoi, ați făcut parte din delegația din 2016, da? Și Vio, tu poți să-ți dai seama de lucrul ăsta mult mai bine decât pot să-mi dau seama eu. I-am întrebat lucrul ăsta și pe Pandi și pe Meme și n-au avut neapărat un răspuns corect. Hai să presupunem că ajungem dintre jucătorii pe care am văzut pe tabelul ăla, cu unii dintre ei va trebui să-i ducem la Euro, că de nu avem încotro, că e rațiu poziția respectivă descoperită, că așa și pe dincolo. Și noi ajungem și avem cantonamentul ăla, care s-a mărit un pic, nu? S-a mărit cu o săptămână pentru că s-a comprimat un pic campionatul. Cât vor avea, Andrei, asta poți tu să-mi spui, cât vor avea ei pregătire înainte de Euro?
Nu toți la fel. Pentru că evident, sunt jucători care termină pe 18, pe 20, unii pe 27 campionatul și atunci depinde. Vor avea 10. Spania zile. Când termină? Știi cumva? Păi cred că cu o săptămână înainte de finala Champions League sau ceva de genul ăsta. Nu știu exact. Nu știu pe din afară că există țintarul sosirilor ca la Otopeni. Și ei pleacă în vacanță sau vin după aia direct la lot? Adică li se dau 3, 5, 7 zile libere? Unii cred că da, unii nu. Care termină. Cei care joacă mai puțin, mă gândesc... Cei care termină mult mai devreme, îți dai seama că vor pleca. Alibec termină cu o lună și... Știu. Ce voiam să întreb? Că de aici voiam să ajung. Vio. Dacă vine, de exemplu, cu 2 săptămâni înainte un jucător, sau cam așa va fi, da? Are timp să câștige ceva fizic? Are timp să... Nu știu, având și meciurile alea cu Bulgaria și cu Liechtenstein, să îl aduci mai aproape de ce e nevoie la turneul final? Clar, chiar dacă nu a avut foarte multe meciuri în picioare, cu o pregătire corespunzătoare, adecvată, în perspectiva campionatului european, eu zic că poți să-l aduci. Referitor la Giannis, Hagi, eu doar un semn de întrebare am. Te rog. Din punctul meu de vedere. Ce discutam acum? Unde va fi din punct de vedere fizic dacă nu va juca? În rest, pentru mine, mâine ar fi în lot. Dacă aș fi selecționerul echipei naționale, ar fi în lotul pe care îl deplasez la Camerul European. De ce? Câte posturi, câte poziții poate să-mi interpreteze Giannis? Bandă dreaptă, în Inter, dacă schimb sistemul, în spatele atacanților sau atacantului, depinde ce joci, 4-4-2 în rău, 4-2-3-1, 4-3-3. Deci poate să-ți acopere o paletă cât mai vastă în teren. Da. Deci nu te poți priva de un asemenea jucător polivalent. Plus că, din punct de vedere psihologic, iau în comparație anumite aspecte și consider că Giannis Hagi poate să facă față presiunii la un asemenea turneu, comparativ cu un alt jucător, poate... care a jucat doar la nivel de Liga 1, nu știu, sau, mă rog, și în altă parte, dar mie ce mi-a arătat Giannis Hagi în aceste două jocuri și nu numai, și în meciul cu Israel, chiar dacă atunci cu Israelul am fost în tribună în Ungaria și nu pot să spun că a făcut un joc strălucit. El urma, cred că, Andrei, să fie schimbat, Andrei, dacă țin bine minte. Poate nu? Să spună și el acest lucru, da. Se pregătea schimbarea, dar a dat acel gol până la urmă și a fost benefic pentru echipa națională la joc. Nu pot să spun că a făcut un joc strălucit, dar oricum, din punctul meu de vedere, este un element important în sânul lotului și un element pe care te poți baza la un turneu final. Punct. Bun. Toate discuțiile astea, mă rog, ok, da, Gică se supără, e părinte dincolo, dar nu cred că și-au rostul, pentru că eu cred că Edi Ordinescu și-a calculat foarte bine strategia și știe ce are de făcut. Bun, ăsta ar fi un aspect, da? Pentru că era foarte interesant și chiar am discutat în săptămâna premergătoare jocurilor cât de important a fost dubla asta și pentru cine. Că e clar, sunt jucători care joacă la echipa de club, care sunt buni, care indiferent ce făceau la meciurile astea două, ei oricum, nu știu, Stanciu putea să joace foarte slab în ambele meciuri, nu cred că se punea problema prezenței lui la Euro. Manda, că juca foarte slab în ambele, cred că nu era niciun fel de problemă. Și alte exemple. Din punctul tău de vedere, cine a profitat, Andrei, de dubla asta? Care au fost jucătorii care simți că au făcut ceva ce trebuiau să facă? Pentru că, evident, Edi Ordănescu are doar 20 de jucători de câmp la dispoziție. Foarte puțin, mult mai puțin decât la Euro precedent, când a fost cu COVID, situația cu COVID, și atunci au avut loturi mai mari. E greu să fac eu analiză publică acum la ceea ce s-a întâmplat acolo, dar... Ai spus, de exemplu, că Moruțan ți-a plăcut foarte mult. Da. Da? Adică, dar nu pot să spun eu care sunt jucătorii care ar fi trebuit să dea mai mult, să facă mai mult. Nu, nu, sau... eu vreau să spun, care ai simțit tu că care au fost jucătorii care au profitat de dubla asta și și-au făcut simțită prezența? Primul care a profitat a fost Denis Man. Pentru că
orice jucător, să spunem că poate fi pus într-o discuție în momentul în care se face lotul. Jucătorii care au demonstrat la echipele de club, iată că demonstrează și la echipa națională. De ce spune Denis Mann? Pentru că mie mi s-a părut că în astea două meciuri, cât a jucat o dată titular, o dată rezervă, cred că a făcut cele mai bune meciuri ale lui legate la echipa națională. Eu nu mi-aminte. La echipa națională mare vorbesc. Și fizic părea mai bine decât... Mi se pare că a ajuns la o maturitate fotbalistică deja foarte importantă, foarte bună, acumulată în campionatul, chiar dacă e Serie B în Italia. Ok, din punct de vedere fizic s-a... Nu ți s-a părut? Și el și Mihăilă mi s-au părut... Stabilizat destul de bine. Mai țapen, mai... În Italia se lucrează, în Italia... Evident! Se pune accent. Și ai văzut foarte mulți jucători care pleacă în campionatul italian la vârste fragede, pleacă așa și după un an de zile îi vezi cu umerii și cu spatele... Păi și spatele... Ianis Hagi în acea situație când s-a întors de la Florența, de la Fiorentina. Da, da. Păi nu, bine, era și în perioada de dezvoltare normală a unui adolescent. Și cu butuci așa, cu picioarele... Și... Pentru că se lucrează într-un alt fel, există o preocupare pentru forma fizică, pentru a fi fit, așa, și atunci se înțelege foarte bine acolo și cine poate, pentru că jucătorii români, unii dintre ei nu pot, poate chiar nici Denis Mann, nici Vali Mihăilă la început nu au putut de să se adapteze. Au nevoie de o perioadă de adaptare, la rigor. De a lucra într-un anumit fel, organismul lor să se adapteze la asta, să înțeleagă că nu poți să stai în cantonament 300 de zile. Cum zicea Nemircea Lucescu acum, că în 70 au stat 313 zile în cantonament. Apropo de cum se legau schemele de joc pe vremea aia și cum se leagă acum la două zile mai jumătate. Important e, Andrei, în momentele alea să nu cedeze psihic, că mulți cedează psihic. Când dau de greu, atunci când dai de greu, trebuie să tragi de tine pentru că e păcat. Mulți s-au ratat și s-au întors acasă. S-au întors acasă pentru că au cedat din punct de vedere psihic când au dat de greu. Antrenamentele mult mai intense, concurența mult mai acerbă, nu mai ești protejat, trebuie ești pe cont propriu și trebuie să te bați. Trebuie să, asta mi se pare vio marea problemă, că ei pleacă de la un nivel de cocoloșală teribil din fotbal românesc, pentru că în fotbal românesc, până să pleci în străinătate, ai parte de un puf de ăsta prelungit. Mai ales jucătorii foarte talentați. Exact. Pentru că jucătorii foarte talentați care apar unul aici, unul acolo și așa mai departe, au statut de prințișori pe la aceste echipe mici. Logic. Adică toți antrenorii zic, bă, lăsați-i în pace, că la ne câștigă meciul. Ori nu asta este atitudinea, sub nicio formă ca să poți să-l dezvolți la vârstă mare să fie pregătit pentru... Să strângă din dinți când dă de greu. Internațională, în primul rând, la club. Dar asta dezvoltă încă o dezbatere foarte, foarte interesantă în perioada asta între vechea școală de antrenorat și noua școală de antrenorat. Cei care vin din noua școală de antrenorat, eu vorbesc de lectorilor, nu de cei care practică, spun că dacă e să aleagă vreunul dintre cei patru piloni pe care se bazează creșterea unui jucător tehnic, tactic, fizic și mental, emoțional, ei pun pe primul loc mentalul și cei din vechea generație îl tratează așa, bine mă, mentalul, da, trebuie să fie fizic, trebuie să știe cu mingea, trebuie să facă, trebuie să dreagă. Și a zis, da, trebuie să le știe pe toate, doar că acest mental îi ajută să se antreneze și fizic, să nu cedeze, pentru că antrenamentul fizic de foarte multe ori e dificil și vomiți pe acolo de efort și așa mai departe și atunci mentalul nu te lasă să cedezi, să zici gata, nu mai pot. Simt o durere, simt ceva, nu, mental te duci mai departe. Tactic, iarăși, mental să înțelegi ce ți se spune, să poți să stai concentrat mai mult de 7 minute într-o sală de lectură în condițiile în care pe la școală tu ai canternat până în clasa 4-a, 5-a cu mersul regulat la școală și asta este o altă problemă. Iar inclusiv partea tehnică se învață foarte mult mental. Mentalul prin copiere, prin modul cum vezi cum face, cum ți arată antrenorul, prin exercițiul pe care îl faci, prin copierea de la unul mai bun în timpul jocului, toate lucrurile astea le face mentalul. De asta, în momentul în care se face o selecție, ar fi foarte bine ca testele alea mentale să primeze, să fie printre cele mai importante. Uh-huh. Pentru că degeaba ai
și eu, care am jucat foarte puțin fotbal, dar pe ei care au jucat și au fost mari fotbaliști ai României, îi aud de nenumărate ori spunând, bă, aveam unul la 13-14 ani, un coleg cu mine, bă, era de 10 ori mai talentat ca mine. Bă, ce făcea ăla cu mingea, era senzațional. Da, a dispărut. La 14 ani jumate n-a mai știut nimeni de el. Nu mai zic că avem noi jucători de loturi naționale de juniori care apar, mi-aduc aminte de un băiat, era unul Papa de la Craiova, pe vremea aia, aveam 20 de... Wow, ce talent! S-a terminat, da, s-a dispărut, da. Pentru că da. Aici e, se face regiu? Diferența. Da, să spun, să nu spun. Nu. Hai, spune! Să spun. Zi. Da, nu, că după ce am laud, la mine mental a făcut diferență, clar de tot. Am avut un mental puternic. Serios, vorbesc serios. Păi da. Zi, descrie, povestește, hai! Dacă aveam acest mental, adică, ce spune Andrei, cum? Am când crescut era fundaș cu, dreapta la Dinamo, am renunțat, de exemplu. Cu colegi mult mai talentați decât mine. Și au fost talentați, calități foarte bune, dar n-au reușit mental. Au cedat. La prima greutate au cedat. Tu ai fost câine? Rău de tot. Rău? Da. Adică, deci la mine mental poți să-mi dai un exemplu de ceva de un moment, deci de un moment foarte... viu greu. Povestește-mi un moment greu, de exemplu, în care tu ai zis, băi, nu dau cot stânga, cot stânga, cot dreapta și mă duc mai departe. Nu știu, de fiecare dată căutam să nu ajung la aceste momente grele și să mă impun prin ceea ce făceam în timpul antrenamentului, să fiu primul tot timpul să îmi fac conștiincios treaba. Eram foarte atent la aspectele tactice, la indicațiile antrenorului. Imediat asimilam. Era și un mare avantaj. Nu trebuia să-mi spună de două ori antrenorul. Deci, tu ai fost la Dortmund în probe, da, ceea ce pe alt jucător putea să-l dărâme, că tu te-ai dus carieră, acolo. Da. Câți ani aveai când ai fost? Și cu cine era? Cine... Eram Under 20, la 20 de ani, 20, 19 ani. 19 ani a fost. Ok. 19 ani, cam așa. Cine era la Dortmund atunci? Otmar Hitzfeld. Hitzfeld antrenor. Hitzfeld. Deci erau balaurii. Deci, nu, dar m-a antrenat și am niște amintiri senzaționale când joci Toro sau cum, 5 contra 2, mă rog, cu Summer, cu Zammer, cu Zor, cu Chapuisat, cu Paulsen, cu cine mai era acolo, Kohler, fundașul central, Julio Cesar, deci a fost o etapă importantă pentru mine. Puteam să rămân la Dortmund, la echipa a doua. Pentru echipa a doua mă vreau, dar eu bătusem palma și am făcut o înțelegere cu cei de la MVV Maastricht în Olanda. Și am vrut prima ligă olandeză. Nu am vrut echipa a doua a lui Dortmund. Da, minte. Și am primit dreptul de muncă din partea olandezilor. Pentru că atunci trebuia să am minim 5 meciuri jucate la echipa națională mare. Eu o jucasem doar la tineret. Eram la Gloria Bista în acele timpuri și am primit permisiunea clubului să mă duc să dau testele respective. La Maastricht, în Olanda, am stat vreo 2 săptămâni și după aceea am jucat vreo 2 amicale cu Dortmund, la Anvers și nu mai știu pe unde, cu echipa a doua. Dar de la echipa a doua erau vreo 4-5 care s-a antrenat tot timpul cu prima echipă și chiar titulari care veneau după accidentări și să se recupereze, să revină în formă, știi? Și n-ai cedat, că asta e important. Adică un jucător putea să... Băi, adică ai primit oportunitatea să te duci să... I-ai văzut pe toți Dumnezeii ăia. Să te antrenezi cu Zammer, cu Kohler, cu Julio Cesar. Aveam în cap să plec tot timpul. Asta a fost în capul meu. Deci de mic, și n-ai ce, că unii puteau să fie dărâmați. Băi, nu mi-au dat viză, aș fi putut ajunge, rămâne acolo. Atent, și din potrivă, să mai spun ceva. Pe mine fotbalul pe care l-am descoperit în străinătate m-a dezvoltat și m-a ajutat foarte mult. Deci, total diferit. Când am plecat din România, a fost o eliberare pentru mine. O eliberare, deci am descoperit lucruri noi, modul de a mă gestiona, de a mă antrena, total diferit față de viziunea din România la momentul respectiv. Ținem minte cantonamentele interminabile. Antrenamentele erau pe cantitate, nu pe calitate. O grămadă, dar n-are rost să le mai discutăm. Pe tip sovietic, deci acolo m-a ajutat să mă dezvolt ca fotbalist foarte, foarte mult. Deci a fost o eliberare totală. Poate să completeze, Andrei. Da, pentru că în discursul lui care este ad hoc, adică nu știu, nu e nimic pregătit. Asta, el spune două lucruri. Vio, lângă mine, spune așa:
tot timpul am vrut să fiu primul la antrenament, a spus în prima parte a discursului, și al doilea, tot timpul am vrut să plec în străinătate. Deci astea sunt setări mentale clare, adică omul știe ce vrea. Da. În momentul în care, dacă ai avea în staff un om pregătit în domeniul ăsta, iar spune și antrenorului, care el se crede că e psihologul psihologilor și vine la interviu după aia și ne spune: băieți, ne-au avut atitudine, ne-a fost frică, am avut așa, astea n-au nicio treabă cu tehnica, cu tactica, cu astea, numai cu... Păi dacă n-au, înseamnă că nu ești în stare să-i aduci, și dacă nu ești în stare, ia-ți un ajutor. Pentru că un om de ăsta ar putea să spună, să identifice de la copilul de 12, de 13 ani, că îl vede și copilul spune aceleași lucruri în discuții lejere și îl vezi că știe să seteze mental obiective, care este un lucru extraordinar de important în fotbal. Și în orice activitate. Da, absolut, fotbal. Absolut. Dacă n-ai ținte, nu... Da, dacă nu știi, atunci aduci în interiorul clubului unul care e specialist și îi spune inteligentului de antrenor, care le știe el pe toate, le spune: bă, fii atent că tu trebuie să-i ceri copilului, dacă e un mijlocaș, cere-i să-și pună în cap, să dea de 3 ori la poartă pe repriză. Spune: bă, ăsta este targetul tău. Ca să înțeleagă copilul foarte clar. Pentru că sunt foarte mulți copii care ar vrea să învețe fotbal, n-au de la cine, pentru că stau să uită și nimeni nu le spune nimic. Adică nu zic: bă, ce vrei de la mine? Explică-mi. Sunt unii care nu spun nimic, alții care spun 25.000 de chestii doar ca să vadă lumea că ei știu. Dar nu asta e important. E important ca tu să știi, tu în capul tău de manager, de antrenor, îți faci, îți selectezi tot și livrezi copilului, jucătorului una, două informații maxim. Bun, ne întoarcem, că vreau să ascultăm și discursul lui Borza în contextul a ceea ce discutăm noi. Mi se pare Borza. Așa, mi se pare foarte nimerit. Două lucruri mai vreau să discut, că, mă rog, mai avem chestii de pe agenda. Unul la mână. Vlad Chiricheș a anunțat că ar vrea să fie la Euro. Evident, nu e singurul, sunt foarte mulți jucători, dar Vlad Chiricheș nu pare un jucător oarecare, dar discutăm despre, până la urmă, despre... El a jucat în campania asta la început? Sau a jucat doar în Liga Națiunilor cu Edi? A jucat în Liga Națiunilor. În campania asta nu. În campania asta, fundaș și central, cred că au fost neschimbați. Ca și în campania precedentă de calificare. Bun! Cum vezi, și vă întreb amândoi, dar încep cu tine, cum vezi cazul Chiricheș? Chiricheș este un jucător de experiență, este un jucător care poate să ajute lotul prin ceea ce înseamnă el, personalitatea lui, experiența lui, etc. Nu are totuși meciuri. Va avea maximum 9 meciuri, să spunem, da? Până la sfârșitul acestui sezon. Și pe de altă parte avem în istorie și exemplul lui Lăcătuș, pe care Angel Iordănescu n-a vrut să-l ia la Campionatul Mondial de Fotbal de frică, așa zic gurile rele, să nu cumva, ca Lăcătuș, dacă lași rezervă, să nu cumva să-ți facă atmosferă. Da, nu știu. Știu cazul Lăcătuș, în celebru. Au fost și alte cazuri. Ghiță Giorgău a dat golul calificării la Bratislava, nu? La 1-1 și n-a făcut parte din lotul pe 84. Și sunt în fotbalul mondial sunt o grămadă de exemple de genul ăsta, de jucători care ratează pe ultima sută de metri. Maxim, la ultimul campionat european, a fost protagonist. Adică el inventează o pasă în finalul meciului cu Finlanda, fără de care nu mai era în calificație. Da, Hoban dă golul și... Da, golul acela lui Hoban. Plus dă gol în Feroe, mă rog, de închidere meci și nu prinde lotul. Că da. A fost o analiză la momentul respectiv și așa s-a întâmplat. Acum cu Chiric... Este un jucător extrem de important. Crezi că ar ajuta? Eu m-aș bucura să joace 5 meciuri. Să poate să intre să joace 5 meciuri în play-off ăsta, să reziste 90 de minute, să le poată duce până la capăt. Păi cum să nu fie un astfel de jucător care s-a însemnat pentru echipa națională în spate foarte mult să nu fie un câștig pentru echipa națională, doar că el aproape că nu s-a antrenat cu echipa până acum, adică de foarte puțin timp se antrenează cu echipa, da? Are un istoric de accidentări foarte mare și evident, de asta spun că dacă el va putea să reziste, să joace 90 de minute, ar fi un semnal bun. Vio? Da, istoricul lui, din punct de vedere medical, într-adevăr e cu probleme.
Să vedem. Asta ar fi o problemă pentru el. Dar este un element cu experiență. Dacă ar fi 100% și ar fi jucat, nu joacă de foarte mult timp, nu știu cât poate să recupereze el acum pe ultima 100 de metri până la turneul final. Ar putea fi o soluție să ai un Kirikesh, un jucător experimentat pe bancă. De ce nu? Adică mi-am dat aminte, de exemplu, de Belo în 2000. Belo care nu era departe de Belo Dedic din 1994. Nu mai avea viteză și te accentează Gică Popescu, dacă țin bine minte, în prima repriză a meciului cu Anglia, nu? Parcă da. Gică Popescu, cred că undeva în minutul 20-25 iese din meci și intră Belo Dedic, care părea mai bătrâior, părea... Și până la urmă, nu doar că batem în meciul ăla, dacă țin eu bine minte, el deviază mingea cu capul, vio pentru tine, îl trimite în careu Imienei, deviază cu capul, după care la final, după care te fautează parcă Phil Neville. Da, nu mai țin minte. Eu așa țin minte că a fost faza. O minge lungă, parcă deviată de Belo Dedic, cred. Da? Și, genul ăsta de aport să-l aibă, pe care, de exemplu, l-a avut Belo Dedic în 2000. A venit un exemplu în minte. Da, experiența are. Dar chestia e fizic, unde e? Experiența okay. Are, fotbal știe, adică da. Nu sunt. Sunt momente în care te uiți la un jucător de demonstrativ, care e pe la vreo 40 de ani și îți lasă senzația că, bă, ăsta un sfert de oră, oricând poate să joace în orice competiție, în orice moment. Când te duci la câte un de asta. Da, da. Deci, nu, că e important să fie el bine, să înceapă să joace, să aibă continuitate, să nu se mai accidenteze dacă s-ar putea și rămâne o valoare și cred că, cum ar zice un prieten de-al meu, e un asset important. Da, este un asset. Și încă o discuție, povestește-mi de triunghi, din nou Angel la triunghiuri. Relația asta Iordănescu-junior, Iordănescu-senior Mircea Lucescu, pentru că am văzut evident, cei doi seniori au stat unul lângă celălalt. Nu ca în 89, sau când, după finala aia, când 88, 88 a fost, da. 88, da. Știi, când aveau concediu împreună. Au vorbit și acum despre ea. Adică nu cred. Putut să se... Serios? Da, a fost așa. Știi că aveau concediu împreună făcut atunci. Planificat. După finala cupei alea. Și au stat soțiile una lângă alta și ei timp de o săptămână înțeleg că nu au vorbit unul cu altul. Adică stăteau acolo în același hotel, că era singurul de la Mamaia, Rexu, așa, și că ei nu discutau, dar doamnele discutau. În fine, bun. Cum a fost și vizita aia și i-ai văzut și legătura și... Pentru că mie mi se pare foarte important. Adică mie mi se pare, știi, ceva de genul anii 70 când era... sfatul, adică nu era doar un antrenor, da? Era un consiliu, de fapt, da? La antrenorilor care ajuta pe selecționeri de la vremea respectivă. Bun. Cea mai importantă rămâne simbolistica în chestiunea asta la nivel de început. Adică ideea asta că și domnul Mircea Lucescu a demonstrat-o de foarte multe ori, că el este acolo unde fotbalul românesc are nevoie să fie. La nivel simbolistic. Da. Nu întotdeauna este angajat acolo unde fotbalul românesc are nevoie să fie. Că atunci ar trebui să fie antrenor și sau în club și la Dinamo și la Rapid și la echipa națională și la Corvinu și să mai vedem până Italia dacă Brescia se simte bine sau Pisa sau... Deci asta este o primă parte. A doua parte... discuția, dialogul așa, dintre Edi și Nea Mircea, Edi și Nea Puiu și așa mai departe, pe care l-am văzut de la distanță. Nu știu ce au discutat acolo, dar s-a întâmplat în barul hotelului și după micul dejun la o cafea au stat relaxați și au discutat acolo, plus interacțiunea pe care au mai avut-o pe perioada asta, două zile jumătate prin hotel, a mai venit Edi la masa unde stăteam noi separat, noi stăm tot timpul separat de echipă. Și stai să n-ai cum să nu absorbi, n-ai cum să nu schimbi idei, n-ai cum să... Și plus că mai veneau și jucătorii, adică nu a fost numai Edi.
Serios? Adică, da, 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 da. Naia Stanciu era un burete. Stătea acolo și asculta tot. Deci Stanciu stătea cu Lucescu și cu... A fost o perioadă, într-o seară după cină, când era, cum se zice, liber în cantonament, nu? Da. Și Nicu a venit în zona aia acolo și l-am invitat în separeul la unde stăteam noi și stătea și se gura căscată. Nea Mircea i-a zis două, trei lucruri. Nea Puiu, care cred că l-a și debutat aici pe Național, dacă nu mă înșel. E posibil. Pe el, adică așa, dar adică, de-a lui îi și place. Adică Nicu e, poți să vorbești fotbal cu el 100 de ore și nu se plictisește. Nu mai așa stă. Și, da, și întreabă. Și... și mai e poza asta care s-a consumat când? Cred că înainte de antrenamentul antrenamentul pe care noi l-am avut în baza lui Real Madrid. Aha. Acolo. Și nu, nici unul, nici altul nu sunt la prima vizită aici. Da. Pentru că Nea Puiu a fost în 2015, dacă nu mă înșel, a cerut în mod special, cred că după ce a fost instalat și a bătut Irlanda de Nord atunci cu 2-0, cred că în iarna aia s-a dus și a vrut să stea cu Carlo Ancelotti. Iar îl știa din 89. Îl știa, da, din teren din 89. Toată lumea. Bine, știa mai bine pe Van Basten și pe Gulli. Asta zic, el era băiatul bun atunci. Cei răi erau ăia în față. Poate s-au mai întâlnit și pe la București. Într-o perioadă de timp. Carlo era cu doamna... Era de pasaj. Doamna româncă era în București. Non-stop. Dar mulți antrenori au mai fost la Madrid. Oricum e foarte deschis din acest punct de vedere și primitor Ancelotti. Ce vorbești? E alt nivel, altceva. Dar nu doar alt nivel, e deschiderea pe care o are. Este ceva, este un personaj cu totul aparte. Ok, hai să-l ascultăm pe Borza, să vedem. Pune cenușe în cap Borza după escapadele respective. S-a întâmplat acum o lună, îmi pare rău, e primul interviu de atunci, îmi pare rău pentru staff, pentru colegi, pentru conducere, pentru suporteri. Vreau să uit cât mai repede acel episod pentru că am făcut o greșeală și să mă gândesc pe prezent și pe viitor. Ai apucat să vorbești și cu domnul Iordănescu, cu Iordănescu? Nu. Da, îl înțeleg, nu ai voie să faci așa ceva dacă vrei să fii la echipa națională, îmi pare nespus de rău și față de dumnealui. Și da, eu vreau să muncesc și să arăt la tuturor că sunt cel mai bun. E regretul vieții tale? Sunt tânăr. Până acum da și îmi pare nespus de rău. Crezi că e o lecție, o greșeală care a venit atunci? Evident și o lecție care a venit atunci, să nu spuneți la început de carieră? Sunt la început de carieră, joc de 2 ani la echipă de seniori. Pot să spun că da, a venit la momentul potrivit, mă vedeam foarte sus și cum am urcat așa de sus foarte greu, am coborât extrem de rapid și îmi pare nespus de rău. Voi simțiți această presiune care e la club, care vine și despre ceea ce se întâmplă cu fanii, despre ce se întâmplă, dar și din punct de vedere fotbalistic, vă jucați acolo, dar nu prea mai aveți mari șanse la titlu. Noi luăm meci cu meci. Acum două etape aveam șanse la titlu, se spunea că avem șanse la titlu, am pierdut un meci. Și suntem pe locul 3, dar noi vrem să luăm meci cu meci, să le luptăm acolo. Ce ar însemnată pe tine la Cugelo, campionatul? Asta spuneam acum o săptămână, că ar fi un alt vis de-al meu, să vin la altă echipă și să iau titlul cu Rapid. Bun! Vio! La muncă, copile, la muncă! Trece trenul pe lângă tine, apropo de ce spunea Iordănescu, da? Că trenul este în mers. Păcat, poate se trezește acum. Crezi că avea o șansă dacă era serios? Să se pună pe treabă și să joace, să lase alte preocupări. Calități are foarte bune. Eu cred în potențialul acestui jucător. A demonstrat la Gica Hagi, a câștigat campionatul. Bun, este la un club cu pretenții, un club galonat, la Rapid, jucat titular. Deci trebuie să lase la o parte orice altă preocupare și să se pună pe treabă. Crezi că avea șanse să fie... Dacă el își continua la Rapid parcursul de la Faru, crezi că avea șanse să fie la Euro în contextul în care noi vedem că nu avem
pe stânga, acolo nu avem mai nimic. Da? Deci scuturi, fotbalul românesc... Puteai să le iei în considerare, bun, vorbim de acea experiență și fiind un tânăr, ok, poate să nu facă față presiunii, dar un jucător fundat stânga, căruia puteai să îi faci și atenție și da, putea fi o soluție. De ce nu? Andrei, acum pare avea și Bergodi o problemă. Pentru că lui Bădescu n-ai ce să-i reproșezi. Adică Bădescu poate să joace și fundaș central. A venit răspunsul, diploma. Ma, ce răspuns ai dat, bun de tot răspunsul. Păi da? Da, evident că poate să joace, dar el a jucat fundaș stânga și a jucat bine. Și dacă joacă fundaș central, pe cine scoți? Pe Iacob sau pe Săpunaru? Pe mine nu mă interesează pe cine scoți, pe mine mă interesează să joace jucătorii tineri de echipă națională. Evident. Care nu sunt jucători de lepă. Dacă tocmai va intra probabil un interviu cu Neamir Cearednic acum, uite, să ai curaj să joci cu Cristi Mihai, da? Uite, un jucător care îți decide un meci la un moment dat și un jucător foarte, foarte bun. Da, mă rog, asta, teoria asta o știi. Că sunt susținătorul acestei idei și că știu. Pot să-i înțeleg pe antrenori până la un punct, la momentul ăla în care vine patronul și pune o presiune absolut nejustificată pe ei pentru un rezultat care înseamnă 102.000 în plus la sfârșitul anului. Uitând că un jucător de ăsta, dacă îl crești bine, poate valora 4-5 milioane peste 2 ani. Și Vio, am fost împreună la cursul de director sportiv și Vio știe ce exemple s-au dat acolo și Vio e unul dintre susținătorii acestei idei. Vezi, vis-a-vis de fotbal internațional, câtă încredere și susținere au acești tineri jucători. Că noi la 21 de ani, 22 de ani, tot tinerii vedem. Da, sunt tineri, dar alții mult mai tineri afară la 18-17 ani joacă. Și da, au încredere antrenorului să le bază. Au altă bază, bun. Nu te supăra, adică eu când îl văd pe Bellingham cum arată la vârsta lui, deci Bellingham e tank de vreo 3 ani de zile, da? Adică e... Bine, hai să nu ne raportăm la Bellingham. Lăsăm pe Bellingham la o parte. Ok, de chetele are, da? Pe care l-a luat Milan de la Bruges. Mai mic, da. Băiat 1,90 m, acum l-au împrumutat la Atalanta, dă la goluri de nu se mai oprește și... Nu m-am dus, da? Că zici Saka, astea sunt la îndemână. Saka și bun, Yamal. De calități fizice, corect, sunt foarte importante, dar și noștri au calități fizice în ultimul timp și sunt destul de bine făcuți, dar le lipsește altceva. Susținerea, încrederea, poate și o anumită bază unora, un ABC fotbalistic. Da. Și uite ce face Borza cu încrederea. Că Borza este un beneficiar al unei duble încrederi. Da? A beneficiat de încredere de la Hagi, care îl titularizează și ia titlul, după care beneficiază de încrederea lui Dan Șucu, care plătește 900.000 pentru el, îl aduce la Rapid și oferă practic un cec înalt, pentru că legea, regula sub 21 pentru Borza a fost un cec înalt. Poate dacă nu era regula asta, Borza nu ar fi ajuns pe 900.000 la Rapid. Ajunge acolo și uite ce face cu cecul înalt pe care îl primește Borza. Că vorbim de ce fac unii una și de ce fac unii alta. Dacă rămâne la greșeala asta, înțelegem. Da. Da. Da, și dacă... Tu stai seama că el a fost la campionatul european de tinere vara trecută, da? Da. Deci în evoluția oricărui jucător... Vine pasul. Păi asta era... Era pasul următor pentru el. Deci el dacă făcea un an bun, consistent în campionatul României, dar nu numai la... Bine, la meciuri se vedea de fapt ce faci pe la antrenamente, da? În situația în care tu ești acum la fundat stânga să ai... bancul opruț, să spunem așa, și de jucător fundat stânga, de meserie de picior stâng, că pe urmă pui acolo tu. Ajungi Manea, Sorescu, deci tu aduci orice acolo, practic. Exact. Deci tu să fii în situația asta, să nu simți momentul ăsta, să zici, bă, dă-l încolo, că ok, putea să meargă odată și în club, nu e niciun fel de problemă, dar să-l vezi că el evoluează în carieră, doar că el, inclusiv după transferul la Rapid, până la episodul cu clubul și cu așa, evoluția lui n-a mai fost nici măcar pe un palier. A fost ușor, ușor descrescătoare. Da, corect. Absolut. Și atunci tu pierzi momentul. Ok,
sper să fi înțeles din asta, mi-ar fi plăcut să aud expresia, nu expresia vreau să uit, ci aș fi vrut să aud expresia o să țin minte toată viața lucrul ăsta, ca să mergi mai departe. Mi se părea mai... Uit, dar asta, iarăși, asta e un alt specialist care lipsește la club. Asta e clișeu. Ce a zis el este un clișeu luat de în... Andrei, dacă ai pe cineva la club să te deci educi e mai un important pic să spui și... așa decât așa. Absolut, e. Aia e... Mă rog. El ar putea să, dacă nu aveai lucrurile astea, ai fi putut să te duci și să concurezi cu șanse mari la postul de fundat stânga om în lotul echipei naționale. Și eu spun la fel. În lot? Deci el era o chestie absolut logică. Mai ales pe fondul... oportunitate mai mare ca asta... Pe fondul problemelor lui Țicu, da? Care Țicu este și el suspendat nu știu câte etape după intrarea la Iancu. A, și Țicu este un tip care pierde anul ăsta foarte mult. Foarte mult. Pentru că și pe Țicu joacă, era la un moment dat capitan la tineret, da? Te aduce pe tine în lot, Țicule, nu pe Borza la duce la acea acțiune. Și stai un pic că la Țicu e mai prost, gravă situația, că e cu 5 ani mai mare decât Borza. Da. Da, adică, știi? Adică Țicu avea șansa asta și se trezește. Okay. Dar mai sunt Dumitrescu care are aceeași șansă. Se duce, pleacă, nu face nimic, se întoarce de pe acolo. Adică au fost jucători din lotul de tineret care n-au înțeles pe poziția asta de fundat stânga, care n-au înțeles ce oportunitate au. Să se uite așa, să vadă, bă, cum arată echipa națională a României? Care sunt pe posturi? Că dacă te duci să concurezi cum a concurat săracul Gică Craioveanu, el concura cu Răducioiu, cu Viu Moldovan, și era un jucător senzațional. Era și profile diferite. Atunci spui, mai e greu să-i bat pe aia. Sau, eu știu, Neanelu Oblemenco, care golghetă la România, n-a apucat să joace în echipa națională, că erau niște atacanți, Dumitrache, eu știu, Neagu, sau eu știu, care erau pe vremea. Cred că ei nu se uită, Andrei, nu analizează, nu... Perspectiva, să aibă un pic de perspectivă. Nu simt oportunitățile astea, nu știu, nu-și propun, deci dacă n-au pe cineva lângă ei, mă, băi, copil, uite că e oportunitatea ta, e șansa vieții să prinzi lotul pentru Germania, să fii la un campionat european. Pe automat îți schimbă percepția, îți dă o mai mare încredere, îți dă o direcție, alte orizonturi ai după participare la un turneu final. Experiența asta te va marca pozitiv pe toată viața și dorești mai mult după aceea. Nu mai avem timp să-l ascultăm, din păcate, pe Mircea Lenic, dar vreau să vedem un comunicat al lui Dan Șucu de astăzi. A dat un comunicat în, mă rog, nu știu dacă și în contextul, că înțeleg că șeful galeriei Rapidului e în continuare și a rămas, a cerut să fie eliberat, n-a putut fi eliberat. Și asta spune Dan Șucu, da? Zice, stimați rapidiști, a început deja cea mai dificilă perioadă a campionatului, dar cea mai frumoasă, play-off-ul și odată cu el, așa cum ne așteptam, campaniile de dezinformare, generatoare de confuzii, de dezbinare. La meciul împotriva Farului am văzut deja rezultatul. Principiile care stau la... Aș rămâne la partea asta. Deci campaniile de dezinformare, generatoare de confuzii, de dezbinare au dus la meciul împotriva Farului la... cum să spun? La boicotul galeriei? Că eu asta înțeleg. Sau cumva ceea ce s-a întâmplat cu suporterii, arestările alea, arme găsite, oameni reținuți 30 de ani, nu cumva aia a dus? Adică campaniile de dezinformare, generatoare de confuzii... Da, făcute de cine și în care speță... Și rezultatul meciului cu Farul. Da, adică meciul cu Farul a venit la câte? 3 zile, 2 zile după nebunia aia cu... Da, nebunia din tribune, e clar că nu poți să... Ce s-a întâmplat atunci și înainte de meci și în timpul meciului, când jucătorii n-au fost susținuți așa cum erau obișnuiți să fie susținuți, dar până la urmă Luis Munteanu a dat golul de lângă niște jucători. Jucătorii erau antrenați de niște antrenori, adică unde a fost, unde, bine, ar trebui să explice, poate are dreptate omul care cine pe cine a dezinformat. O să mai dezbatem, nu mai avem timp acum, dar cu siguranță o să oferim comunicatul și o să comentăm pe marginea lui în zilele următoare. Mulțumesc mult, Vio, mulțumesc, Andrei. Prieteni, rămâneți cu noi. Handball, Champions League, spectacol.
oameni puternici, oameni rapizi, oameni care știu să arunce mingea și să ofere un spectacol senzațional.